Consilierii băimăreni au fost convocați astăzi în ședință de îndată pentru a-și da votul pentru două proiecte de hotărâri ce vizează două imobile cu locuințe sociale din municipiu. Este vorba despre blocul 46A de pe strada Horea și blocul 13A de pe Luminișului, pe care administrația locală intenționează să le reabiliteze din punct de vedere termic. Astăzi, aleșii băimăreni trebuiau să-și exprime deocamdată opțiunea pentru indicatorii tehnico-economici. 16 consilieri au fost prezenți la ședință, iar aceștia au aprobat proiectele fără obiecții. Mâine este termenul limită de depunere a proiectelor în vederea obținerii finanțării din fonduri europene.